Specialist al probelor de 400 și 800 de metri plat, severinianul Adrian Bondoc a concurat la campionatul național de atletism pentru tineret U23 de la Craiova în proba de 400 de metri garduri și a reușit să cucerească medalia de aur. Deși are 20 de ani, sportivul legitimat la CS Metropeta Turnu Severin a obținut o medalie de bronz de data aceasta și în competiția rezervată seniorilor, unde a concurat tot la 400 de metri garduri. Elevul antrenat de Mirel Bârcu speră să impresioneze și la Cupa României, competiție care va avea loc peste o lună, cel mai probabil tot pe noul stadion de atletism din Craiova, inaugurat anul trecut. Vreau să îi mulțumesc profesorului meu Mirel Bârcu pentru susținerea și încrederea acordată, a scris Bondoc pe pagina personală de Facebook.